prins în flagrant cu 8 tipuri de droguri. S-a întâmplat ieri la Festivalul de Muzică Electronică din Mamaia. Un bărbat a încercat să intre în festival și să vândă substanțele. Nu și-a dus planul până la capăt pentru că a fost prins de polițiștii care au avut un șoc. Bărbatul avea asupra sa un adevărat laborator de stupefiante, 10 de pastile, ciuperci halucinogene, cannabis și prafuri. Și nu a fost singurul. 10 de tineri aflați pe litoral în mini-vacanța de 1 mai au ajuns în atenția jandarmilor și a polițiștilor după ce au fost prinși cu droguri asupra lor. 5 dintre ei, printre care și o femeie, au fost reținuți pentru trafic de droguri de risc și de mare risc. În cazul acestora, procurorii DIICOT Constanța au propus judecătorilor arestarea preventivă pentru 30 de zile. Tinerii sunt din Belgia, din Franța și unul dintre ei din România. Aveau la ei comprimate de ecstasy, metamfetamine, cannabis, cocaină și ketamine.